Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Audierile au avut loc noaptea trecută. Potrivit unui comunicat transmis de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, bărbatul și-ar fi recunoscut faptele și mai mult decât atât le-ar fi povestit procurorilor în detaliu ce a făcut. De asemenea, potrivit unor surse, procurorii au descoperit și mai multe însemnări în care bărbatul ar fi premeditat cele 5 crime. Vorba e despre starea lui de sănătate, este cunoscut cu probleme psihice și procurorii și legiștii spuneau și seara trecută că nu au văzut fapte de o asemenea cruzime de mai bine de 10 ani. În astfel de situații legate de persoane cu probleme psihice, procurorii și psihiatrii spun că pot fi declanșate crize dacă pacientul nu își ia tratamentul, dacă nu este urmărit de către medicul de familie sau de medicul psihiatru. Însă, potrivit unor surse, bărbatul fusese văzut de către medicul psihiatru în urmă cu 3 luni. Atât medicul său de caz, cât și medicul de familie spun că sunt surprinși de faptele bărbatului, că acesta nu dădea semne că ar avea un comportament violent, că nu a avut niciodată un comportament care să ridice semne de întrebări nici familiei și că primea tratament de ultimă generație pentru diagnostic. Său. Așa cum spuneai și tu, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează o expertiză medico-legală care să spună clar dacă bărbatul avea sau nu discernământ în momentul în care a comis aceste fapte. Urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.